Sătmărenii se declară nemulțumiți și revoltați din cauza cozilor infernale și a timpului lung de așteptare în fața sucursalei Electrica. Aceștia și-au exprimat dezamăgirea față de majorarea prețurilor la energia electrică, aceasta fiind într-o continuă creștere, iar veniturile fiind în continuare mici. Ce nemulțumiri aveți? Da, ne-a venit factura mai târziu, cu întârzierea, e achitată și suntem la rând că a venit o sesizare că ne tai curent. Sunteți mulțumiți de prețul energiei electrice? Acum ce să facem? Mai ieftin nu ieți. Știți ofertă mai ieftin unde? Momentan, dacă avem, vă informăm. Dacă avem, atunci anunțat, deocamdată rămânem aici. Tare mult timp de așteptare, pierdem aici la locația asta și să fie mai ordonată treaba. Deci când vin facturi în plus, apoi ai în acasă, trebuie să vede la distanță aici să rezolv treaba. Să fie oricumva nu atâta birocrație, mai multă muncă. Și ce părere aveți despre prețul energiei electrice? Prețul energiei electrice e scump și nu ne încadrăm la minimul ăla de care e mai ieftin, dar facturile vin tot cu prețul maxim. Acum nu știu de unde calculările astea, probabil că adunarea e mai ușoară ca împărțirea, cum era o vorbă în trecut între bătrâni.